Domnule Feciorul, nu mai puțin că mai am ceva de spus. Cine a citit Schopenhauer? Că vorbește despre dorință sau voință care e una să cheasă. Și voința fiind ceva inconștient, o are până și o insectă. Dar chiar și un ghiocel are voință, vrea să existe. N-ai ce să-i faci, așa este viața. Va de groază, nu vreți să știți, noi suntem într-o cultură a voinței zăpăcite și asta se vede cel mai bine la tenis, la un meci de tenis, cum a fost finala de la Roland Garros, când a jucat Djokovic cu Tsitsipas. Cine a jucat, că nu s-a înțeles? Nu s-a înțeles. Djokovic cu Tsitsipas, ce nu înțelegi? Mulțumesc că am înțeles. A fost un meci așa de ilustrativ, Djokovic. Nu, Tsitsipas, de fapt, toți nu pot altfel. Trebuie să-l bați pe celălalt tenismen. Dacă nu-l bați, nu are sens să joci tenis. Vedeți dorința de a câștiga? Prost. Desigur, nu contează cum ești. Că ești prost, că ești deștept, tot ești împins în față de dorință. Căci și Tsitsipas și Djokovic au bătut pentru fiecare minge și ziceau challenge când mingea li se părea că și așa mai departe. Vedeți dorința că a fost 40-0 pentru Djokovic a făcut 40-15, 40-30, 40-40 avantaj azi. Mate.